La data de 16 ianuarie, în jurul orei 9, polițiștii secției de poliție rurală numărul 11 Verguleasa au fost sesizați cu privire la faptul că la o locuință din comuna Sâmburești, județul Olt, se află o persoană decedată. Primarul din localitate, Iulian Preda, este cel care a anunțat poliția după ce, potrivit edilului, fiul femeii decedate a trecut pe la primărie și a povestit că mama sa ar fi sărit pe geam și a murit. Primarul cunoștea familia, i s-a părut suspectă povestea bărbatului, astfel că a anunțat poliția. La fața locului s-a deplasat echipa operativă din cadrul secției de poliție rurală, care a identificat trupul unei femei în vârstă de 91 de ani din Sâmburești, care prezenta leziuni la nivelul capului, trunchiului și membrelor. În cauză a fost anunțat parchetul de pe lângă tribunalul Olt, care a preluat cercetările pentru stabilirea situației de fapt și dispunerea măsurilor legale. În urma activităților investigativ-operative, o echipă complexă de cercetare formată din polițiștii Serviciului de Investigații Criminale și Serviciului Criminalistic din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Olt, sub coordonarea procurorului criminalist din cadrul parchetului de pe lângă Tribunalul Olt, au identificat un bărbat de 47 de ani din comuna Sâmburești, județul Olt, bănuit de comiterea faptei. În urma probatorului administrat, la data de 16 ianuarie 2024, pe numele bărbatului de 47 de ani, a fost emisă o ordonanță de reținere pentru 24 de ore, acesta fiind introdus în centrul de reținere și arestare preventivă al Inspectoratului de Poliție Județean Olt. Și în urmă cu 2 ani, primarul a mai anunțat poliția după ce fiul își agresase mama, însă femeia nu a dorit să depună plângere. În sat, oamenii vorbesc și despre faptul că tocmai victima și-ar fi omorât soțul în urmă cu câțiva ani. Deși bărbatul a anunțat ieri decesul femeii, conform concluziilor preliminare emise de SJML Olt, între leziunile de violență și moartea victimei există legătură de cauzalitate directă și necondiționată, iar moartea poate data de 2-4 zile. Fiul victimei a recunoscut săvârșirea infracțiunii, iar procurorii din cadrul parchetului de pe lângă tribunalul Olt vor solicita judecătorului de drepturi și libertăți arestarea preventivă a inculpatului pentru o durată de 30 de zile.